Bună ziua tuturor, eu sunt Cristina și vă mulțumesc că sunteți pe canalul meu de YouTube, că mi-urmăriți clipurile și tutorialele. Aș vrea să postez mult mai des decât o fac, dar timpul este limitat, am foarte mult de lucru și foarte multe idei de pus în practică și atunci timpul nu-mi permite întotdeauna să filmez ceea ce lucrez. Dar uneori împărtășesc cu voi unele lucrări și secrete, bineînțeles, din ceea ce învăț și eu. Mai am un tutorial cu flori de liliac, așa că am ales să fac doar o floricică mică cu 3 petale, pentru că în tutorialul anterior aveți acolo detaliat de la A la Z cum să faceți florile și mi s-a părut inutil să reiau fiecare etapă în parte. Neapărat vă trebuie o ustensilă cu capăt rotund pentru formarea petalelor. În rest, restul ustensilelor sunt le găsit și în casă, mai mult ca sigur un ac de broșă, o forfecuță sau chiar sârmulițele mici, cred că tot prin casă ați putea să le găsiți. Dacă nu, eu le cumpăr de pe Complex Art sau Galeria Creativ. Da, așa. Galeria Creativ. Sârmulițele pentru florile de liliac sunt de 0,50 de mm. Dacă doriți ca floarea să fie mai deschisă, pur și simplu folosiți ustensila cu capăt rotund și extindeți un pic petalele în exterior. Am folosit pigment uscat de culoare mov pentru a nuanța un pic petalele și a fi în să se asorteze cumva cu florile mov, ca să spun așa. Le-am copt, da, împreună cu bureții de vase, pentru că sunt niște bureți de vase, nu au pățit nimic în cuptor, le-am copt la 110 grade timp de 15-20 de minute, nu mai mult, pentru că, având în vedere că la un moment dat o să le dăm din nou la cuptor, ele se vor coace suficient. Acum sunt destul de flexibile, o să vedeți mai târziu cât de flexibile sunt, deci probabilitatea ca ele să se strice este foarte mică. Am, înainte să filmez, am montat, ca să spun așa, broșa doar de formă și mi-am dat seama că lipsește un pic de verde, așa că am luat repede un decupator și am început să fac câteva frunzulițe. Dacă sunteți interesați de decupatorul din videoclip, să știți că găsiți la fel un tutorial pe canalul meu de YouTube. O să las link în descriere pentru a-l găsi mai ușor. Am folosit o frunză de zmeură, dacă nu mă înșel, pe care am făcut-o cu mult timp în urmă. Este făcută din pastă de porțelan rece după o frunză naturală și uitați cât de bine copiază nervurile frunzelor. Aveam de asemenea și frunze de liliac, dar neavând nervurile atât de bine evidențiate, nu se vedea atât de bine. Am pus un strop de ulei pe degete pentru că lutul polimeric în combinație cu uleiul se înmoaie și atunci avem nevoie ca el să fie un pic mai moale când îl punem pe sârmă. Am pus un pic de lut polimeric pe sârmă pentru că în momentul în care lipim sârma de frunză, atunci va face priză mult mai bine și nu o să ne mai chinuim să lipim frunza de sârmă. Uitați cât de bine s-a lipit din prima și doar un pic așezați lutul polimeric și frunzulița este gata. Frunzele la fel le-am copt în cuptor la 110 grade timp de 15 minute și uitați cât sunt de flexibile, deci probabilitatea ca ele să se strice este foarte, foarte mică. Florile sunt la fel de flexibile, uitați cât de bine își revin la forma inițială, pare chiar că este o floare naturală.
Am terminat frunzele și florile, acum o să încep să formez buchete de câte 3 boboci sau 4 floricele și tot așa cu până le termin pe toate. Aici folosesc hârtie creponată pentru a îmbina florile între ele. Voi puteți folosi și bandă de hârtie pe care o găsiți în magazinele de bricolaj sau bandă de hârtie verde specială pentru flori. Am folosit și folosesc și eu, doar că acum nu am mai avut, așa că am folosit hârtie creponată. La hârtia creponată trebuie să folosiți aracet sau lipici, nu știu ce alt fel de lipici, pentru că eu de foarte mult timp folosesc doar aracet special pentru lemn și mă împac foarte bine cu el. Și tot așa formați buchețele mici până când terminați toate florile. Pentru modelul respectiv va trebui să formezi fix 4 buchețele. În locul în care ați pus hârtie creponată sau bandă de hârtie, acoperiți cu un pic de lut polimeric, de preferat culoare verde, bineînțeles, dar voi puteți pune orice culoare. Am pus un pic de lut polimeric, de ce? Pentru că în momentul în care îmbinăm buchetele între ele, partea care este acoperită cu hârtie se vede inestetic și atunci lutul polimeric, fiind de aceeași culoare, se va vedea foarte bine. Uitați cum am format toate buchetele. Mie mi-au ieșit în jur de 19 broșe, dacă nu mă înșel. Două le-am făcut mai mari, cele pe care le prezint în videoclip, iar celelalte sunt un pic mai micuțe, sunt formate doar din 3 buchete. Și acum, pur și simplu, îmbinați buchetele între ele fără a mai pune bandă de hârtie. Doar ele se lipesc între ele pentru că deja lutul este crud, nu este copt, nu le-am copt înainte și am format un buchet mai mare. Acoperiți cu lut unde este nevoie și modelați în așa fel încât totul să fie uniform. Și uitați cât de compact și uniform a ieșit acest buchețel. Acum vreau să vă arăt și cum am lipit acul pentru broșă. Puteți folosi și bază pentru broșă normală dacă aveți spațiu și nu se vede inestetic. La mine spațiu era foarte mic și atunci și baza pentru broșă normală s-ar fi văzut foarte inestetic. Așa că am folosit ac pentru broșă și se vede chiar foarte elegant, mie îmi place și foarte mult. Am folosit poxipol, puneți câte un pic de poxipol după ce l-amestecați foarte bine, atenție. Puneți un pic de poxipol pe acul de broșă și apoi lipiți în spatele buchetului. Poxipolul sau epoxy bicomponent sunt două tipuri de lipici pe care le puteți folosi în combinație cu lutul polimeric uscat, bineînțeles. Acul s-a lipit foarte bine, acele s-au lipit foarte bine, sunt foarte rezistente. Dacă aveți surplus de lipici pe lângă ac, ștergeți pur și simplu cu un cervețel atâta timp cât lipiciul încă mai este în stare lichidă, când nu s-a întărit. Dacă vreți, puteți să adăugați lut polimeric deasupra lipiciului și să mai puneți încă o dată la cuptor. Având în vedere că eu le-am pus de atâtea ori la cuptor și nu mai aveam răbdare, dar chiar se văd bine și așa. Mie îmi plac și așa. Sau poate fi colorat cu acrilice. Aștept să-mi spuneți în comentarii dacă v-a plăcut. Vă doresc o zi frumoasă și ne revedem curând!